Primele verificări au relevat că noaptea de 11-12 februarie, persoane necunoscute au pătruns prin infracțiuni în incinta bisericii și au furat bani dintr-o cutie. Câteva ore mai târziu, polițiști au identificat doi adolescenți de 14 și 18 ani din aceeași localitate, bănuiți de comiterea faptei. 170 de lei găsiți asupra acestora au fost recuperați și restituiți, iar polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat.